Alberto a venit în România în 1990, deschisese o afacere în industria textilă în Țara Moților și avea planuri mari, numai că viața l-a dus într-o altă direcție. A descoperit natura și zumzetul albinelor. Primele lecții de apicultură le-a primit de la tatăl soției sale. M-am stabilit la Campenii, eram obișnuit cu 600 de angajați, me plictiseam. Cineva asta m-a sfătit să mă duc să ajut pe socru la încărcat și la descărcat stupii. Nu suportam nici muștele, nici un insect general. Primii ani de zile am ajutat socru și stăteam la 10 metri de la stupii, departe, așa, mă uitam la el că lucra. Anul următorul m-am dus mai aproape. Țiu minte prima dată că a pus el o mână în stupă, acolo între rame, i-am spus, moșul ăsta e nebun. Și acum fac și eu la acest lucru și de când în când mi-amintesc și spun, bă, am devenit și eu nebun ca și socru. Alberto a încercat să vină cu idei care să schimbe munca tuturor apicultorilor din România. A renunțat și s-a concentrat doar pe munca proprie. M-am dus la București când a fost vorba să, acum 3 ani, să se negociază plan apicol național la nivel național. Am fost curios să văd cum se negociază. Când am văzut, am spus că renunț, să ne vede ale mele. Eu am dedicat niște probleme. Eu am zis că ca stupar, la anumită vârstă, dacă vrei să se lasă, de ce să nu poate vinde și el efectivul prin plan apicol național? Răspunsul care mi s-a dat nu a fost satisfăcent. Și am înțeles că interese sunt alte. Atunci m-am și retras. În ciuda acestor piedici birocratice, Alberto iubește România și o numește acasă. Eu mă simt ca acasă. Gândiți-vă că eu când am venit în 90 în România, prima dată aveam 20 de ani, acum am 50. Dacă în primii ani făceam o săptămână, 10 zile în România și o lună în Italia, deja prin 95-96 am început să fac 2-3 săptămâni în România și 2-3 în Italia. Și așa că eu cred că mai bine de 3 sferturi din viața mea de adultă l-am petrecut în România. Așa că eu sunt acasă. Că nu pun acorduri bine în limba română, că le încurcă aia e altceva, dar la mine e ca acasă. Italianul cu suflet de român își dorește ca Țara Moților să fie recunoscută peste tot în lume pentru frumusețea ei, pentru că, spune el, adevăratul aur este cel care ne înconjoară și pe care putem să-l vedem clipă de clipă.